Ușor, ușor. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Bă, fraților, azi vom face ceva diferit. Sunt la mine în Oltenia. Și ce credeți? Vom tăia porcul, o să vă arăt pas cu pas cum se face pe aici, ce o să facem, ce nebuni o să facem. Mă duceam un vecin acum să mă ajute să ținem de porc, să-l tăiem, să-l aranjăm și să mâncăm șorici. De-abia aștept să mănânc șorici. Eu sunt mort, mai pe românești, așa, să mănânc șorici. Și îmi place atunci când este cald. Mamă, ce mă enervează, n-am apă la parbriz, n-am nimic pe aici, urlă becurile astea, dar zici că e instalație de Crăciun. Asta că mi-e lene să-mi pun. Ha, mergem să luăm pe Florin. Florin deja mă așteaptă, m-a sunat ceva înainte, ceva câteva minute înainte, nici nu prea nimeresc să vorbesc, doar ce m-am trezit, sunt încă sunt după somn. Dar îmi revin așa pe parcurs. Din păcate astăzi o să-mi cam tai fratele și vă invit și pe voi să rămâneți alături de mine. Știu că multora o să vă fac poftă, dar acum asta este. O să vă arăt exact, nu se taie porcul, e același model de a tăia porcul, da, tăia porcul, bineînțeles, dar se va face altfel ca, uite, spre exemplu, cum se face în Moldova. În Oltenia se va face altfel și de-aia vă invit să rămâneți lângă mine, pentru că vom face ceva diferit, așa că stați aproape. Bă, fraților, l-am recuperat pe Florin și pe Viorel, care este deja în spate aici, o să se vadă și ei acolo la mine pe canal. Le spuneam oamenilor înainte de a ajunge la tine că la noi aici în Oltenia nu se face porcul exact cum se face în Moldova. Adică se tranșează altfel, acolo îi dai peste ochi, l-ai băgat la fumat și gata. Așa că Florin o să vă arate. Florin e maestru în așa ceva, în dezosat, de toate, nu, Florin? Da, da, da. Și nu numai asta, e pescarul numărul 1 de aici, de pe zonă, de la mine, din... Bă, se pune ploaia, ui. Lasă-vă că nu plouă. Nu e ploaie, e cam spic. Mamă, ți-am zis eu, Florine, că se pune ploaia, dar tu... Las că vorbește tăticul cu preasfinția și rezolvăm. O să vorbesc cu tata, să dea două acatiste din ăsta să se oprească ploaia. O să-l cunoașteți probabil și pe tata și pe mama, nu prea v-a apărut până acum pe vlog pe aici, dar o să încercăm să-i convingem. Păi și ce, om, Moldova, cum se lucrează? Cu toporul. Cu toporul? Da. N-am înțeles. Deci instrumentul ăla este pentru tăierea oaselor, ca să nu ți intre oasele în dinți. Aha. E fire strămă de asta, sabie pentru... Sabie cu lunetă. Da. Ce chem avea de vorbă când am văzut că e camera, păi la mă, gata. Nu, păi, dar mă uit ca să ne prinde ploaia. Băi, sperăm că nu plouă. M-am uitat. Bă, m-am uitat la vreme și am văzut că nu o să plouă. Nu mă uit să văd unde las eu pe ăsta. Bă, pune-l acolo, pune-l aici, la pătul, văd că aici... Da, e perfect. Aici nu plouă, știi? Avem și pe Neatrache aici, care vine în formă să ne ajute. Cu tăierea, cu ținerea. Neatrache, salută lumea aici. Ia uite, mă. Ha? Uite-l aici. Așa. Uite, o pară aici, nu mai. Fraților, o să luăm să-l prindem. Să-l ținem, îl tăiem, îl aranjăm și după care o să revin aici să vă arăt. Nu mai ești bun de când ești. Gata, l-am și rezolvat. Florin zice că să-l spălăm puțin de nămolul ăsta, nu? Să treci, neagelule. Ce faci? Bă, ești cu pozele? Să facem poze, dar la porc. Și cu spălarea și mergi, făcut așa urât. Îl facem imediat, îl curățim imediat. Da, face. Asta e bună. Asta e bună, te-am și prins aici. Spălăm puțin de nămol și de sânge și de toate cele.
pătată, Viorel, nu că e e cum mi zice? Viorel, cu ce? Nu că e albă. Bă, lasă, am fost o lasă. Dă-i ușor, Viorel. A venit și mama aici. Ia zi, mă. Salut. Salutați-o și pe mama aici. E prima oară. De fapt, ai mai apărut pe aici, dar n-ai zis niciodată nimic. Te luăm puțin mai târziu la întrebări. Gata, am pregătit și șarzătorul. Gata, mă, dă-i. Explică-ne procedeul. Apă pentru porc. Se încălzește okay. Apă pentru porc. Îți spălăm porcul. Da. Da. Par de exemplu, deci aici se încălzește apa pentru spălat porc. Dar a doua oră, dacă l-ai aici se pregătește. Înainte de baie. Dacă baie porc, porc, nu mai mai
N-a luat atâta spălare de când e el. Și sare și alea se pune ultima oară, da, nu? Da, da. Deci dacă îl întorceam pe partea cealaltă, riscam să crape șoriciul, nu? Da, da, da. Aveam cum să ne arătăm asta. Deci trebuie sare, nu? Da, să laburim și noi puțin, să ne dăm puțină sare. Să laburim puțin. Da, da, da. Și trebuie să ne urcăm pe el. Tu. Tu. Am unul de tamai măgarul pe porc. Măgarul nu se urcă pe porc. Lasă-l un pic, mă, nu lași. Nu, știi, da. N-ai răbdare, mă? Așa-l berberi, nu? Se vine cu sare, până când vine cu sare. Asta e apă caldă. Băi, e în căldare. Asta e cel mai bun șorici, acum. Acum când e cald. Păi da. După. Mai la copul, nu mai acoperim. Ha? Nu mai acoperim. Cum să nu-l acoperim? Îl acoperim un pic așa, ca să tragă și el. Mamă, ce sare e mare. E bună că e... E ca să-l curețe bine. Da. Știu că o să le fac poftă în mutura când o să începem să mâncăm șorici, dar asta e. Ia-l mai, trebuie dacă. Până când vine. Trebuie 4 acum pe el. Dacă mai punem bine, dar nu e. Da. Ce-l poate? Nu îl mai încoperim. Hai, o să-l încoperim un pic, băi. Hai mă, ca să, da, da, da. Să se vadă pe filmare, Ioane. Să se vadă pe filmare. Nici chiar așa, că avem pătării. Ia, hai să-l încoperim puțin, să-l călărim aici. Urcă-l pe neatrache pe el, sau da? Pe tata pe el, pe tata, pe tata. Tata trebuie să urce. Tata, tata, că el e proprietarul. Bătaie, nu mă, copiii să-și o iau, nu, nu părinți. Da, copiii mici. Eu mai zic copil, stau mai măgarul pe porc. Păi. Na? Aduc-o aminte de copilărie. Eee, și acum urmează partea ce... Te mânja în frunte cu... Cu ce? Sânge. Oh. La porc, așa, Iane. Mamă, mamă. De, nu m-am urcat pe porc de când eram mic. O luăm cu robinetul aici jos? Nu, 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 nu mai spălăm tanti, că îl spălăm cât de cât ori o să spălăm plana aia. Acum, acum se spală cu. Prima ta mie apă. Nu, ca să spăl eu mai repede. Nu, nu că spălăm amândoi. Un întăritor ceva? Cu mâna aia, îmi pare. Lasă-mă, mă împace până acum, cum am spălat. Să-i dau un întăritor. Nu, 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 după ce tranșăm. Nu, nu. După ce tranșăm. Nu. E, acum... Haideți la apă, care treceți la apă. După ce terminăm atunci. Hai că trece eu, Nică, la apă. Eee, ușor, ușor. Prinde conturi. Păi? Păi nu. Ce ca unde care pe unde? La piciorul și la piciorul și. Unde-i mai ușor? La picioare și la urechi. Eu nu spălam urechile, dar nu poți ca să stu cu mâna asta, stângă să stu urechea sau...
cu jertfă, pot să-ți spun. Luca, la mine ce se unde? Aia bă, că ce Bogdan alarte la el duminică. Aia bă, că ce treci tu la picioare și la urii. Păi bă, pe spate spală toată lumea. Da. Să taci mare. E, și aproape este gata, mai avem pe partea cealaltă. Cât mai e, mă, pe partea, dar mai nimic. Pe partea. Mai puțin, da? Da. Și după ce dăm și pe partea cealaltă, putem mânca și urici, nu? Da. Cine a muncit? Cine a muncit, bineînțeles. Eu, adică. Nu. Eu, adică. Da. Cine i-a dat să mănânce, cine i-a harnic și muncește, are tot ce vrea. Cine și mecher. Ăștia are tot așa, e, nu? Ăștia cum? Ăștia până la anul nou o să duce dracu toate petardele din astea. Păi noi cred că până la anul nou trebuie să mai luăm un porc. Păi și ce aștept? Mai iei unul de anul nou, unul. La 120. Eu. E trăin? Nu. Nu? Te luăm de la Florin, pe unde n-ai vreo unul? Da. Ai văzut? Doar cresc porci. E pe acolo, pe ianuarie, după ce se duce... Da. Nu, că o tai pe aia, o tai. Eu sunt cu carnea de oaie. Cu oile, da. Eu sunt cu oaie. Am acum niște mațe de alea de... Nu ți-am zis că... Fac ciorbă de miel. N-or fi alea de la mielul de atunci? Ba da. A rămas atunci, le-am spălat. Nu știi că voia Antoni să facă ciorbă. Zicea că să-i fac mâine, dacă avea timp să-i fac. Păi n-am mai făcut, că nu i-am dat căpățâna și cu mațele. Le-am oprit eu și le-am spălat. Deci, fraților, pentru cine nu știe, știți că eu sunt nebun după carnea de oaie. Dar mai ales după ciorba aia de măruntaie, de gigir se numește la noi în Oltenia. Moare, aia e singura ciorbă, aia. Da, deci mănânc ciorbă de gigir. Da, decât la noi în Oltenia se numește ciorbă de gigir. În altă parte mi se pare că îi zice altfel. Dacă știe cineva, cum îi zice... De bureți, cred că de bureți, da. Deci e bună, rău de tot. Bine, aia de la mama e cea mai bună. Restul... De la mama e cea mai bună. Să vedeți și pe mama aici pe vlog, n-am băgat-o niciodată. Uite, să te vezi pe vlog acum, că ziceai că vrei să te vezi. Da. În curând e gata și porcul. De-abia aștept să ne explice Florin aici când începe să-l dezoseze. Că se face diferit, nu se face ca la Moldova. Nu? Da, bineînțeles. Deci de data asta nu tai porcul la căsuța din pădure, de data asta îl tai la căsuța de acasă. Căsuța de Oltenia. Dar mama acum văd. Ce? Bă, ce bă la sprâncene? Sunt arse. M-am pârlit la... Sunt arse. La arzător, că te-ai dat drumul la arzător, m-am pârlit. Deci te-ai pârlit la sprâncene. Da. Nu le mai pensez. Nu le mai pensez, te pensez direct. Direct. Mama s-a pensat direct cu arzătorul la sprâncene. Doamna, aveți o pulă. Ceva de folie ca să-l pun. Folie. Uite de mușama. Dar nu trebuie să spălăm un pic blana asta, fujet? Spălăm blana și îl întoarcem pe o folie, că e păcat. Păi da. Aha. Hai că mă duc să iau furtunul și dăm imediat aici. Ia bagă furtunul acolo. Ia dă-te, Florine, așa. Ia dă-i drumul, mai, dă-i ca lumea. Da, am văzut. Da, am văzut pe unii că îl ridicau cu excavatorul porcul. Ați văzut? Nu mai dai. Nu mai dai. Hai bă, Florine, sau tată, pe mine. Asta-o treabă. Lăsați, dați folia cât mai mult spre mine. Păi de mă, așa am băgat-o, vezi? Da. E, și mai partea cealaltă și gata șoricul. Atât că dacă e, cum îi zice, ca ne călcăm pe blană. Să-i dau și pe blană aia un jet, a? Nu, numai, hai cu apă, hai cu apă. Hai cu apă. Ia uite. Ne deschidem salon de înfrumusețare. Nu i-am făcut baie niciodată, îi facem acum. Ieri ce-ați făcut? Păi... Trebuia să-i facem ieri, nu? N-am avut timp. Da. Așa, le fac eu la toți. Nu vreau de ce nu vine la mine,
Păi eu nu lăsa aia de drum. Îl alungăm aici. Nu, că-l tragem cu... Dar e oprit cum e de drum. L-ai oprit? Da. Fac pe pat. E altă viață. Bine, șoricioa. Bine, exact. Știi că așa am făcut, de fiecare dată am mâncat cu poftă și mi-a venit rău după. Și după aia, da. Și n-am mai vrut să mai aud de... Băi, Ioane, am mâncat cu Nelu, cu datele lui Gelu, șeful noi. Aha. Am mâncat șoriciu mai mult de jumătate de timp porc, am doi. Aha. Dar da, am avut ceva, până am niște. Dar noi mai facem șuncă ceva sau? Ei, facem așa cum? Păi ziceam că mâncăm șoriciu. Da. De aia fumată, șuncă de aia. Să facem afumătoare. Doamne, știți câte kilograme? Bă, am văzut cea mai tare afumătoare. E un milion și ceva. Da, 1.700.000. Ei, că-i super. 10.000 și 1.000.000. 1.000.000 și ceva e. Da. No, dar și, e simplu aia. Și degeaba ne atrage că nu e bun. Super. E 200. Fii atent, focul făcut undeva aici, o țeavă de irigat. Păi așa e el, da. Da? Dar pe deasupra? Nu. Șanță, faci. Las că l-am făcut-o și-o pe ăla cu șanțul prin pământ. Și de aici avea o căsuță făcută din lambriu de lemn. Din USB. Sau din USB făcută, da. Și venea fumul exact pe țeava aia rece, da, să răcea și ajungea acolo, ieșea șunca. Da, am văzut. Cum ajunge rece, e foarte, da, bine. Și aia prin pământ, aia prin pământ am făcut-o și eu. Deci faci foc undeva aici, șans prin pământ și un butoi pus aici. Și dacă sunt... Și ai făcut-o tu, ai acasă? Nu, dar am făcut-o, e mobilă. Poți să o faci și de fiecare dată când vrei. Să dai și tu o pereche de pomană. Păi da. Nu. Hai să încercăm să le ridicăm. Ia, fii atent. Da, nu poate omul. Ia. Așa de aici. Așa. Dă-i pe, dă-i pe folie. Dă-i un pic pe el, bă. Ia, e pe teatea noastră. Bă, face, bă, de aici încolo, că așa, face apă aici, iar. Nu, e că tragem în sus. Hai, chiar nu s-a ridicat rău. S-a filmat un ridicător. Nu s-a ridicat și brâu. Nu, e pe folie aici, pe partea, pe partea. Așa. Pe ori. Dorine, te dai cu leu așa ca să-l dăm mai încoace? Lasă-ne, da, doi scoate. Care ai pus mâna pe porc aici? Ia. Asta e rezultatul final, a? Da, da, da. Începem tranșatul. Adică începem șoriciu. Da, da, da. O să începi. Nu, să nu e Dorine, cel mai bun acolo. La curie e cel mai bun. Da, da, da. La curie, da, e cel mai bun. Nu vrea, mă? Dar și mie, că... Are două crăpături. Cine i l-a făcut? Cel care l-a pârlit. Îi mai punem... Îi mai dăm cu sare? Ia? Nu toci într-un invers, că nu, că nu mai apucăm. A, păi bineînțeles cum ne întoarcem invers. Mamă, ce bun e! Mamă, uite! Ia. Mamă. Mamă. Cu ce poftă a luat? Trebuie să-ți dau cu sare. Ia. Urmea este pe post de cameraman. Pe post de camera. Ah, dacă aș putea să mușc cu fațetele astea. Și vorba aia, mâncați aia șcurul tău. Și după al meu. Bă, nu pot să mușc. Lasă că mănânc eu dacă nu. Tu ai fațete, nu merge. Și fațete și fir de contenție. Hai, cumpăr țapa aia dintre. Ce vine acum? Picioarele, nu? Da, să-i scop. Care îmi ții și mie aici. Deci, Florin, fiți atenți aici. Să le spune și oamenilor. Aici nu se mănâncă, nu? Să le spunem și oamenilor de ce tai cu ăla, nu? Ca să nu... Să nu rămână ușor. Oase, nu? Da, da, da. Să nu-ți rămână prin dinți când faci piftie sau când faci... Da, da, da. Thank you.
mai tăiam porți, dar până acum asta n-am. Dar ce facem? Ne-ați luat direct, nu? Da. Sunt direct de piftie. Deci ai văzut? Da, bă, domnule, bine că nu mai simt. L-ați lăsat în curul gol. Da? L-ați lăsat în curul gol. Ba da, uite așa. Hai, după asta chiar nu știam. Așa a făcut și la Viorel? Da. Din partea ailaltă spre partea. Cum e, nene? Că nu vei, mă, păi, mă gândeam, mă, eleu cu ciolanele alea, că am luat niște ciolanele alea, cu la fel cale. Cu fața în vale, dacă era cu fața în deal, fugea. Da. Da, mă, lăsă, lăsă. Asta e crucea, a? Da. A, așa da. Se face? Eu credeam că de aici. Îi faci crucea la curi? Ne trebuie să știi. Facem frunte. Ia uite. N-am mai făcut pomana porcului acasă de mult. E, și? Nu e mișto? Nu. Dacu, Ferăstrău sabie, vreau și eu. Ferăstrău sabie. Vorbește de o nouă specie de pești. Da? O sumpă, sunica? Mm. De ce? Să facă trichineroza. Dar i-am făcut-o noi înainte. Da. I-am făcut o noi. Okay. Care treci la capățână? Gata. Ia. Bă, dar bună treaba asta cu noi. Bă, e ca nu de-a bă, de-a bă. Nu ai fost oasă, nu mai fost. Da. Gata, ia uite. Imediat a zburat capățână. Acum trebuie de cât tăiată, nu? Da, spart. Da. Mm. Nu, n-a rămas pe cap. Acum îl dezasă. Le dezasamblează. Da, uite-te aici, șurici. Ia, ia, ia. Nebunit pe cur. Vezi că n-are. Dacă mai apuc să mai scot șuncă, că mănâncă tot șoriciul. Ei, nu văd gata șuncă. Ei, joacă în bucăți de șuncă. Dar nu e gros. Nu, nu, nu. E chiar subțire. Adică o sărbă și carne. Poftiți? Dar se poate face șunca și fără șoriț. Da, da, da. Dar mai simplu.
mai light. Mm-hmm. E mai de dietă. E... șuncă de dietă. Nu râs. Mam. La mine, cele mai bune legume, cea mai bună legumă e porcul. Vegetarianule care ești. Eu sunt vegetarian, mă, numai carne de oaie și de porc. Hai. Atât. Uite, șuncă. Cine vrea șuncă? Eu, îmi place. Mănânc după asta. Slăninuță. Mă duc în... A fugit cu șunca. Nu dai o toată odată, mă duc așa cu... Uite! Uite și eu pe aici! Șorici! Mama e mai rău ca noi! Eu dacă nu mănânc acum, nu mai mănâncă! Acum e cald, e moale! Mai mănâncă cineva după aia? Uite mă, asta e cea mai bună la tigaie! O legumă asta! Mușchi! Mușchi, da! Mușchiuleț! Conopidă de porc! Mm-hmm. Aripioară de porc. Cum scoate limba la mine? Uite, de aici și vorba aia, mâncați-aș limba. Vezi? Da, nu mânca acum. Nu mânca acum, nu am data viitoare. Așteaptă și tu să se prăjească. Mie nu mi-a plăcut niciodată. Ce limba? Asta a venit ca să-mi se iubate. Pulpa! Aripioară. Aripioară, aripioară. Vreau să o băgați în puțin apă rece. Auziți, vasola? Dacă punem noi apă în el și băgăm pulpele, super! Nimic, caut să-l curăț la mine! Cam tot iau! Și eu tot așa. Eu am zis, eu am vrut să le arunc anul ăsta oasele. Păi eu le-am aruncat la câini! De la porții de astea vară, eu am aruncat la câini! Caute aici tehnică! Ia șoldul ăla de acolo! Precizie, să spunem! Ce, să iau șoldul? Îl duc în casă, nu? Nu, nu trebuie băgat în apă, care sânge. Rece, să dau puțin apă aici, că am, vreau să scot mușchiul și pulpa. Scoate mușchiul. Sau dacă e, Ioni, pune-i tu bățân acolo pe chituc lui ca să-și o spargă el nu acolo. Nu pute-o să-și spargă acolo, lasă-l, lasă-l. Hai, Neatrache, pune-o în partea aia, să poți să-i dai bine. Lasă așa. Ia, aveți pulpa acolo, nu? Da. Nenicu? Puteți să o bag în apă. Puteți să o luați? Sau lăsați? Las-o la mine. Bag-o în chiar. Okay. E, ușor, ușor, să cam duci. Mm-hmm. Plus că după ce terminăm porcul, trebuie să facem pomana porcului, nu? Da. Și după care o să trebuiască să stăm la poveste, să vă mint cu ceva. Le-am promis de mult că o să facem un vlog așa, să vorbesc cu sorul meu despre ce făceam noi când eram mici, ce prostii, ce alea. Bineînțeles că Florin știe. Da. O grămadă de tâmpenii, ala mine. Când voi povestesc mai târziu, o să vă spargeți de râs. Marș! Ia! Scos! Au nebunii câini! Uite, să ceartă între ei. Și fii atentă. Vorbesc, și tu. Discut, deci uite-te și tu, n-ajunge niciunul la celălalt. Și știu chestia asta, dar uite-te și tu, ia. Uite-te și tu cât de tupești poate să fie. Ia. Deci știe că n-ajunge niciunul la altul, dar în schimb au tupeu, știi? Ia, cuțu! Ăsta e, nu mai poate nici. Nu mai poate. Dar e vegan. Era vegan. Te lăsai că vă zic că ești mata de taci, stângaci. După ăsta... Ia, mușchi! Mușchi! Cuțu! Ia! Așa, mă. Să scoatem șirul acum? Scoate șirul din el. Rupe șira. Și asta tot cu burmașina aia, a? Da. Deci, bă, fraților, uitați-vă și voi, dacă mai aveți porci pe aici de tăiat, vine Florin să deplasează direct. Exact, ia. Ia să vezi cum îi scoate coastele acum. În spate, la pulpele din spate.
Dacă nima ta nu știa asta, a? Dar cum ți se pare că ai idee? E foarte bine. Este gata. În curând ca în curând, dar încurcând. Au, Florine, încurcând. Imediat. Dacă ne atrache, n-a văzut până acum. Păi dar nu am văzut, de ce să spun că am văzut? Eu am cu topolașul, dar se făcea oasă. Deci am mers de și repede. Mai ai nevoie de ceva, te ajut? Uite-te la câini ăștia. Hai, o, mami. Hai, bă, câini ăștia nu poate să ajungă niciunul la altul, dar uite-te ce tupeu au. Exact ca ăia de pe internet care dă hate. Deci exact ca ăia de pe internet care nu cunosc, dar dă cu hate. Ia. Adevăr, ciorba de șire mai bună decât adevăr. Da, da. Auziți șirul tocam? Da sau nu? Dacă vrei, te rog eu. Ține și tu de aici. Hai. Hai, nu că-l tocăm, sigur că-l tocăm. Îl cu aia ca să nu-ți facă oșoare. Da, îl tocăm cât faci până îl toci. Le punem pe masă. Din ce parte e? Nu e indiferent. Hai să-l luăm de aici. Uh-huh. Dar vrei, cât de mare vrei să fie? Las că știu eu să-i de fapt de oală. De ciorbă, da. Să-i îndrei oală, ca altfel vibrează. Bă, la ce bine să tai, nu rămâne oșciorul. Bă, ce noroc cu tine, Florine. Toate da. Le-ați văzut, dar pe asta nu. Pe asta n-am văzut, da. Pun pariu că și cei care se uită la noi până acum n-au văzut chestia asta. Să taie așa. Cine e? A, oameni. Ia uite. Ia uite. Nu uite cum se taie. Eu aia muream la ciorbă să nu văd oșoarele alea, nu-mi place deloc. Și îți dai seama când e câte unul de ăsta și trosnește prin dințul ăsta, ăla nu mai e nicio poftă să mănânci. Da, arată bine ficatul, a? Ficatul e ca lumea, bă. Minescu și fierea, tu. Uite, cine are curaj să mănânce fierea asta? Ha? Un mănânc? Ce, ce-am curaj să mănânc? Dar chiar mori dacă mănânci? Dar nici bine nu cred că ți-e astea, a? Mănâncă câini, a? Ce-am făcut eu? Ce ai făcut? Eram de la Betelan. Vați de mațe? Ha? Aha. Ia stai, Florin, ia zi, Natrache, ce ai făcut? Bă, ce? Eu cu uzbecul ne ducem, bă, era o coadă la un pește, era numai de la așa. Aha. Proaspăt. Ducem la un polițar, bă, Cristi, ce vă ce nu ești nouă? Bă, dacă ne-a luat câte 5 kg de fiecare, înțelegi? Și stăm ca de aici la ale
la Florescu, de parte de, aha, de aha, unde stăm noi. Și până acolo noi doi și mănâncă. Mănâncă pește, aha, de la crud. Înțelegi? Bă, pește crud. Și noi la... și cam sorniți de rachii. Bă, bă, de nu mai mai trebuie pește. S-a venit rău atunci. Bă, le-o zic că mâncă. E, și partea finală este aproape gata. Aia-i splina, aia-și bagă lămâțe, da? Da. Ioana nu mai bagă. Aia mă cam doare pe mine, cred că. În stânga. Bă, ia fii atent, l-am auzit pe Bogdan Alecioară, ci că splină pe grătar, ci că e delicatesă. Hai, mă! Olean, chiar... păi eu numai pe grătar român nu știu. Chiar nu știu. Uite, zici că e ficat. Uite, să ne lase oamenii aici în comentarii dacă știe că... Ioane, zici că e ficat, ficat. Splina se face pe grătar. Eu numai pe grătar român. N-am auzit. E prima, e prima dată când auzi. Le-am găsit cătălița pe amândouă acum. Dar ai încercat până acum? Nu. Eu le bag la mațe. Și tot la mațe. Cu căpățână, cu... Uite, ușor, ușor vine și cât un fulg așa. Lasă că e bine. Ia, că ne lăsăm. Vasul de mațe. Are loc? Are. Da. Uite cât am mațele alea, bă. Dar nu e mai dat să mănânce, nu? Păi, dar n-am mai mâncat el, nu? De când? De două zile n-am mai mâncat. Ăla e gata, pleca și cu ele de aici. E mai bine că n-am mai mâncat, ca să nu mai... Nu-l sparge aici ca să-i luăm o sânza. Aia fac nenicu. Aia fac. E, și ultima în parte. Și gata și porcul, nu? Ne-am mișcat repede. Într-o oră, o oră și ceva. Ce am pe atâta durere de mâini? Ce, cu asta, și o să vedem ce mai scoate. Așa, fraților, că ne vedem direct din casă. Păi, fraților, am terminat cu porcul. Aici avem mațele. După cum vedeți, ne-a cam prins noaptea pe aici. Mama este supărată pe noi, pentru că noi suntem cam obosiți, pe mine, pe surmea. Surmea nu vrea să se arate că... Că e somn, că e una, că e alta, nu știu. Nu am dormit de parate. Nu am nimic, am puțin și termin berea asta. Deci eu sunt cu chef de vorbă și eu sunt bine, chiar dacă sunt obosit. Cu mine v-ați obișnuit că eu vorbesc prea mult. De treabă să fii, nu de vorbă. Da, pe și nu sunt eu bun de treabă. Oh. N-am fost eu bun de treabă vreodată. Nu, ce de treabă faci? Cum mă, n-am venit de la București să tăiem porcul, să facem? Avem aici și un pisoi obosit. Pisoiule. Uite, ușor, ușor am terminat și porcul. Ce mai trebuie să mai... Să vedem cine-ți fac la mațele, așa tu? Sorul meu le face. Acum, stai. De ce fată? Te sun eu. Și închide tu că te sun eu tot pe numărul. Lasă că le... Dar de ce trebuie neapărat să mai faci mațele astea? Cumperi tu altele? Ha? Eu pot să-mi cumperi de-alea. De care de-alea? Făcute gata. Da, dar nu sunt, totuși nu sunt ca ăștia. Dacă n-au puțin gust așa de... Era să zic de căcat, dar... Era hadă, uite, mă tot întrebau oamenii pe aici, că să zic, mama, nu știu ce, să spună mama exact cam eram eu și cam ce prostii făceam eu pe când eram mic. Vrei să zici două, trei vorbe pe aici, să le spui oamenilor? Ha? Era ceva bun ce făceam eu? Nimic. Tot. Nimic. Numai drăgii. Hai mă, că spre deosebire de alții n-am făcut atâtea. De azi zi, zi-mi o prostie mare pe care am făcut eu. Zi prima care îți trece prin cap. Aia cu Pokémon. Aia cu Pokémon? Da, e dat ceasul să iei Pokémon, nu? Se iau albume de alea cu Pokémon. Da. Se vedea pe bicicletă. A dat un ceas care... Am fost cu Colindu să strâng banii pentru ceasul ăla. Și... am cam băgat un pic acolo, nu știu cât era, vreo 20 și ceva de lei am dat pe ceasul ăla și atunci erau bani în timpul ăla. Era mai mult. Ha? Mai mult? Mm. Și... Asta pe când? În 2000? Cred că 2000 era să știu. Și-am luat și ceva bătaie din ce mi-aduc aminte, parcă, ha? Din ce mi-aduc aminte. Și că am luat ceva bătaie ca și... Păi nu mai știu că era prea des. Ca și cum nu am luat des. Era prea des. Nu mai țin minte, îți dai seama că erau două, trei bătăi pe să-ți dai seama. N-aveai cum să le ții minte pe toate. Da, asta cu Pokémonii, dar sunt multe care, multe tâmpenii care le făceam. Nu, sori, mai nici nu mai zic. Dar pe aia cu laserul, mai ții mai minte că ieșea sigur. Nu mai știu, uite.
Care eu am mai fost? Dar de-astea așa mai memorabile? Hmm? Nu mai mai țin minte. Au fost, ia stai să mă gândesc așa. Am umplut o broască cu spirit. Da, prindeam, eram doctor veterinar într-o perioadă cu sora mea. Da, umplam de spirit și se făceau albastre și explodau. Da, și le găseam după aia preznite în două. Și ne miram de ce au murit, că noi le tratam. Noi le zicea că facem bine broaștele alea, da. Și noi le umplam cu seringă cu spirit. Și ne întrebam de ce mor broaștele alea. De ce credeți voi că mureau? Nu m-ai învățat. Eu eram doctor veterinar. Dar au fost multe, multe tâmpenii. Nu mai zic, mamă, dar să vă spun o fază, pe asta n-am spus-o până acum pe vlog. Era, mă duceam la școală, aveam un prieten, Moru, probabil o să vadă și Moru cândva vlogul ăsta, că rămân aici vlogurile astea. Bă, și aveam un vecin, mă rog, deci, țârcă. Moru a câștigat la loto în... Ce-a făcut? Franța, 280 de euro. A câștigat la loto. Da, stai, să fie sănătos. În Franța. În Franța, da, așa. Și cu eu, cu Moru, cu colegul ăsta al meu, bă, eu când eram mic, eu eram tâmpit rău de tot, făceam prăștii peste prăștii. Știți cum trag cu praștia? Nu trag alții cu pușca cum trag eu cu praștia. Și un vecin avea porți închis la, nu știu, către poartă care se vedeau, erau exact în fața casei. Era o casă dintr-o asta construită. Și era la roșu, gen, casa respectivă. Și în față, într-o cameră acolo, închisese porci, că nu cred că avea, sau el era lene să-și facă coci în abarna, mai fine, irelevant. Și eu cu ăsta, cu Moru, ce credeți că am făcut? Era cu prăștile, cu corcoduși. Am bătut porcii aia de a lua dracii cu corcoduși. Dar aveau punct lângă punct, punct lângă punct. Am bătut, am tras în ei până i-am nenorocit. Știu că o să fiu mulți aici care o să dați cu hate acum și o să zică că nu știu ce. Dar asta este, le-am făcut chestiile astea și... Ce ziceți că au făcut ăștia cu porci? A doua zi s-a auzat cum ardeau la porci acolo. S-au îmbolnăvit porci, au făcut peste. De unii bătusem cu Moru, cu praștia. Asta o știi, nu? Da. Care am mai fost? Mai sunt câteva tâmpenii care le-am făcut. Nu mai spun lui sorul meu când îi dam să mănânce bomboane din brad. Aveți ceva cu porcii. Da, scăpau porcii de la școală. Da, dar alea sunt noi mare chestia aia, că am mințit-o pe asta, pe diriginta. Era diriginta, Dani, nu? Era diriginta mea, am mințit-o, nu știu ce, aveam lucrări de control, aveam atunci. Că au scăpat porcii de la țară de aici și trebuie să mă duc să-i bag, să scap de oră, ca să nu dau lucrare. Dar asta nu e mare chestie. Ce am mai fost? Uite, trebuia să mi le notez înainte să dau drumul aici, dar facem direct, suntem direct spontani. Dar eu făceam tâmpenii, aoleu, nu era zi care să nu fac ceva. Dar vezi că parcă, atunci parcă era copilărie, frate, parcă era o... Asta nu te puteai spune, taraba din piață. Taraba din piață? Da, dar care ați rupt-o? Dar nu mai știu care e cu taraba din piață. Ba da, tu și cu... Cu cine? V-ați luat poștele. Vino aici, stai aici, pe scaunul aici. Bogdan îl chemă pe ăla. Ați luat acțiunile. Dar nu mai știu. A, când ne făceam avioane din acțiunile astea. Stai mă pe scaunul aici, să te... Vă arăt prea nașa. Păi, au ce vrei să fac eu? Păi... Da, să stai mai aici, că ești mai departe, nu te vezi bine. Asta e, și Joan a dormit câteva ore, ce vrea acum, asta este. Cine ne place și ne apreciază, ne place exact așa cum suntem. Așa că dacă vă uitați la vlogul ăsta, este cel mai spontan vlog, nu e nimic, nu știu ce, regizat. Spunem lucrurile exact cum s-au întâmplat și cum au fost odată. Băi, am 10.000 de bluze pe mine. N-are nimic, că ai și elit dintre ăla de lână. Stai așa să te bag aici, să te... Să te vezi aici. Stai că revin. Cum, fată, să revii? Stai așa cum ești. Păi am pijamaua, că mi-e frig. Pentru că oamenii apreciază natural. Da, aveam pijamaua. Păi dar nu mai ești naturală dacă ți-e pijamaua. Ce am mai fost, mă? Ce tâmpenii am mai făcut? Eu mai știu. Am uitat. Cum o să uiți? Pentru că ăsta nu trebuie să uite niciodată. Erau prea multe ca să zic. Erau prea multe ca să le țin minte eu pe toate. Mamă, deci... Multe, 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 multe. Care au mai fost? Ce au mai fost? Hai să ne aduc ceva aminte. Cu șarpele, nu mai prin șarpele, și te-ai dus prin sat. Cu șarpele, bă, prinsesem un șarpe, bă, era gros ca o pământ.
la stelică, la ăsta, la țacon. La țacon, da. Și când a văzut să leșine. Dar ăsta nu e. Eram cu șerpi, eram cu broaște, eram cu toți dracii, pe puneam mâna pe orice. Ați văzut și prin vlogurile trecute pe la pe canalul băieților acolo. Fel și fel, eu n-am, mie nu mi-e frică de șerpi, nu mi-e frică de șopârle, nu mi-e frică de nimic, nu mi-e frică. În general, de multe ori mi-e frică de oameni, de animale și de astea nu prea mi-e frică. Sunt o grămadă, noi chiar am avut copilărie, uite, mă uit la generațiile astea care sunt acum. Și ăștia, mulți dintre ei n-au copilărie, mulți TikTok, mulți stau, totul e pe tabletă, totul e online, totul e, n-are nicio treabă. Băi, dacă tot stăm aici de vorbă și asta, mi-ai luat cana aia de aici, că îmi puneam și eu aici o... Așa. Ce-am mai făcut? Ia asta să mă gândesc eu și mai bine ce-am mai făcut. Și cu sora mea câte... Ba, mă, mi-am adus aminte de... Mai țin minte cum furam strugurii de la... Uh-huh. De la asta, de la vecinul? Când stăteam la bloc acolo? Uh-huh. Avea... Uh-huh. Da. Știi că dădea pe lângă gard, dădea cu grebla ca să nu se cunoască urme, să se cunoască pași. Și eu inventiv și atunci cu peștele, băgam undița, mă duceam cu undița, cu fier de pește și cu olea, agățam struguri și trăgeam pe sus. Și când venea ăsta acolo, nu exista urme, nu exista nimic, dar nu mai exista nici struguri. Și nebunea și erau numai struguri dintre ea de masă. Asta sunt multe tâmpenii pe care le-am făcut. Dar uite, vezi că, uite, ți-aduce aminte de ele, dacă stai să te gândești așa. Care a mai fost? Ia zi-mi o tâmpenie care ți-a făcut cea mai mare tâmpenie și o ții minte. Mai ții minte vreuna? Pijamaua. Stai, sormea nu putea să apară aici în cadru, că n-avea pijama. Nu e confortabilă. Ce a mai fost? Ia zi. Măi, întrebam pe mami acum, dacă să-mi spună o tâmpenie care am făcut aici și a rămas și încă o ține minte. Păi atâtea ai făcut. Da, dar zi-mi de-alea mari. Mari, alea nu sunt mari, care le-am... Care am mai zis? Care? Mi-aduc aminte când i-a rupt piciorul lui Vesel. Ce-a făcut? Asta cu piciorul. Mi-a rupt piciorul unui prieten. Am făcut mult de tâmpenii, mă, nu mai zic de geamul cu mingea și cu alea care alea erau la ordinea zilei câte... cine am mai schilodit eu? A, dar nu știi că ți-am trimis eu pozele alea când erai bătut de temă. Nu mai zic de bătăi și de astea, bă, dacă vă arăt niște poze cu mine, ia caută pozele alea să le arăt aici. Ți-am trimis la Facebook, așa. Să vadă, păi eu n-am, okay. Nu știu unde mi-e telefonul, cred că pe... Băi, fraților, deci dacă vă arăt, nu mai stăteau nici ochelarii pe nas. M-au prins, nu știu, 5-6, dar bine, după le-am dat, după i-am rupt în două. Dar ia să vă arăt așa, în mare. Ia uitați-vă cât de bine eram, ia, stai așa, nu știu, să focuseze bine de tot aici. Ia uitați-vă cum arătam. Și nu sunt machiat, sunt bătut, ca să știți. M-au machiat natural. Băi, să știți că acum una peste alta, un pumn la timpul lui te pregătește face pentru viață. Face cât o mie de cuvinte. Face cât o mie de cuvinte. Degeaba ziceți voi, domne, că nu știu ce, că ce e aia să te basă, nu știu ce. Să știți că te pregătește pentru viață. Dar tot stau și mă gândesc că au fost multe tâmpenii de astea, multe drăcii pe care le-am făcut. Dar uite, vezi că parcă, uite, când stai acum și filmezi, parcă nu prea să mai aduce aminte așa de ele. Care a mai fost? A? Un pahar, uite, îți aduce aminte de astea. Știu că m-am apucat să mi-o seară, făceam live pe TikTok și m-am apucat da, să... Da, pe era un delay. Da, și care mai era? Pe mami trebuie să știe. Mami, dar chiar mami, bă, că mami nu... Că de la ei îți vei bătaie. De la mami nu prea luam, că... Eu mi-am luat de la mami.
Ce ai luat tu? Ce ai luat tu bătaie? Aaa, bătaie, veneam cu caietul roșu, coală. Aaa, dar nu mai spun de școală. Ce ai luat? Pe mine mă lăsai 5 ore cu caietul în față, nu știam nici titlul. Aaa, fotosinteza. Fotosinteza, prințesei Helenau plantele alea. N-ai luat bătaie, măi, unde ai luat bătaie? Tu n-ai luat bătaie. Haide că veneam cu caietul cu roșu și mă băteam înainte, parcă am greșit. Dar nu m-a ajutat nimeni la teme, gen, știi, dar... Că nu m-a întrebat nimeni ce temeam. Pe mine oricum mă bătea degeaba, oricum. Cu fotosinteza știu că ți-a scris toate lecția și pe calculator, știi că nu eram printre... Păi nu, că... Cu ține cu calculator. Ca să înțelegeți, tata mi-a scris pe calculator că eu nu mi-nțelegeam scrisul. Da. Și ți-a scris lecția care nu avea mai mult de 15 rânduri oricum. Da, și... Fondă la mare, adică... Da, ca să văd. Și după vreo 4 ore l-a întrebat titlul. Nici titlul nu și nu l-a știut. Puneam că după o și dormeam. N-aveam nicio treabă, eu cu... Îți dai seama, stăteam... Avea filmările alea înainte de capacitate. Da. Mamă, da... Când, pe vremea când puneam al mamei tutun. Uite, chiar o să vă dau o dată niște imagini să vedeți cum... Siram. Mamă, ce mai munceam la tutunul ăla. Bă, să știi că... Am făcut o grămadă de tâmpenii, dar să știi că, spre deosebire de alții, mi se pare că am făcut ceva așa... Adică, dracu, nu ne-am drogat, nu ne-am... Tu ați îmbătat, n-ați fumat, n-ați... Da, eu nu fumez, am... O grămadă, eu n-am fumat niciodată. Da, mă, că tu nu fumai de zgârcit. Da, nu... Aia, zgârcit, dracu, dacă și eu sunt zgârcit. Mă, pe vremea... Păi eu eram zgârcit că n-aveam 3 de un leu, zici ce... A, nu știu, gen de la alții nu ați încercat? Nici de la alții. Păi dacă până cu 5-6 ani nu știam că se trage din țigări, credeam că se suflă. Nu mă interesa chestia asta și îți dai seama atâta timp când nu m-a interesat, nu avem. Tu nu bei nici cafea, nu? Nu. Mă, nici eu. Nici nu fumez, nu bei nici cafea. Beau cafea, cred că o dată la... Nu știu dacă am băut anul ăsta. O dată de 2 ori pe an, poate, nu știu. Mie nu-mi place mirosul de cafea fiertă. Îmi place mirosul, dar nu-mi place cafeaua, nu mă deranjează. Nici mie nu-mi place. Îmi place mirosul ăla, când mă trezesc, nu știu, mai mă trezesc... Îmi place mirosul de cafea râșnită, dar nu fiertă. Da, nu, râșnită. Iar tu nu-mi place mirosul de... Îmi place mirosul ăla de cafea râșnită. Ce-am mai făcut? Ce-am mai făcut? Zi-o, mami, eu că trebuie să știu, sunt chestii pe care le-am făcut și trebuie să le știi. Aolo, în afară de aia. Aolo, nu mai pot, obosită. Pune-ți mâna pe treabă, lăsați-mă. Păi, nu, noi nu facem treabă aici, noi suntem la muncă aici. Aolo. Eu muncesc acum, sunt în... În timpul serviciului. În timpul serviciului. Aia zic. Care a mai fost, mă? Ce a mai făcut? Ce tâmpenii a mai făcut? Mă gândesc. Bă, sunt infinit de multe, nu? Da, așa mai, memorabile. De astea memorabile. Nu mai zic pe la liceu, cu dirigintele și cu astea. Că eu în 4 ani am făcut 2. Ar fi bine dacă... Nu, a fost... A fost. Dacă ai fost ultimii 2. Un an de zile n-am avut nici măcar o absență, asta am clasa 11, dacă nu mă înșel. Da, dar ai avut în anul așa, 10 ani n-ai avut practic nicio prezență. Știam toate trenurile din gara de la Caracal, care unde plecau. Dar a fost frumos. Băi, și mă duceam de multe ori la liceu, dar nu intram la ore. A, de ce? Păi eram cu alea pe acolo, cu gagici, cu nebunii, cu ce n-avea timp de ore. Câtă bătaie am luat eu de la dirigintele meu. Și știi ce mai zicea mami? Mamă, ce l-aș bate, ce l-aș face, ce l-aș, nu știu ce minte aveam atunci. Știți că după ce te-ai mers, ce vă bați? Da. Nu-i mulțumit. Chiar după am rămas prieten bun, da. Chiar am vorbit acum cu două luni cu el. Da, na, lucrurile, timpurile se schimbă. Ha, mă, nu, chiar nu ți-a minte nicio chestie așa care să fi rămas în memorie aici pe care am făcut-o. Ha? Nu mai ia de mare. Da, știu când am tăiat porc, bine, asta n-ai legătură neapărat cu tine. Când am tăiat porcul
și au pus paie pe lângă el, știi cum se făcea porcul cu paie. Așa. Și nu, și-a plecat porcul. Da, nu prea bine când începem la casă. Că tot e în zona asta de porc. Da, eu nu mă țin minte asta. S-a ridicat și-a plecat. Cu paiele pe el, nu? Da, eu nu prea mă țin minte. Bă, să ne-ați cățit sau? Nu mi-aduc aminte asta. Dar... nu-ți face ce ție în cap, așa-ți cam în ala. Nu-mi face, îi face la alții. Doamne, dar ce mate urât are porcul ăsta? Aia. Aia era cel mai important. Ce mate negre și urâte. Da, nu urâte ca de urâte, dar ce miros are, noroc că nu simt și oamenii ăștia care se uită la noi aici pe cameră. Miroasa primăvară. De pentrică. Ale vântică, de melc, de porc. Mișu. Mișu care face caca, nu pișu. Face cameră. Da, încerc să-mi aduc aminte ce am mai făcut, ce n-am mai făcut pe aici. La vlog acolo iar făceam o grămadă de lucruri pe mine. Mi-aduc aminte cu bicicleta, când i-am vrut ochii ăluia, știi? Când a legat sârmă de pom dintr-un cap, dintr-o parte în cealaltă. Era un băiat care tot trecea cu bicicleta pe fiecare seară acolo și era întuneric și n-a văzut sârma aia și când a trecut cu bicicleta l-a luat de aici, de ochi, de gât, direct, pa, direct, rupeam acasă. Cu mărul am făcut cele mai multe prostii, nu? Da, păi dar eram vecini. Eram vecini acolo, da. Cu strugurii. I-am zis mai devreme că te-ai schimbat cu strugurii, da. Aveam mâna subțire și mi intra printre... Cum îl chema pe ăla cu strugurii, Lisandru. Că nu mai sunt? Lisandru. Lisandru, a murit. A murit Lisandru, nu? Bine, nu părea bine încă de atunci, dar... Sunt multe tâmpenii, mă, care... pe care le-am făcut. Uite, tu mă focusează și mă văd decât eu aici. Tu nu te vezi deloc, uite, vezi? Nu văd, că n-am ochelari, nu văd până acolo. Nu știu, nu mi-am pus ochelari. Pam, 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 așa. Ce mai făcut? Că nu mai țin minte. Bă, dar urâfe acest camera asta. Ce mai făcut? Un foc. Ce foc? În cameră la tine. Am făcut foc în cameră la mine? Acum te faci foc în cameră dacă vrei să-i cald. Mama mă bate la cap de când am terminat cu porcul aici. Fă-ți focul, că dacă nu-ți faci focul o să stai acolo și o să îngheți și nu știu ce. Auzi, Mișu? Mișu? Eu mă gândesc aici să le spun oamenilor să... să le zic așa în mare ce făceam, ce drăcii făceam cu bicicletele alea, mai, eu eram spaima bicicletele alea, pe care puneam mâna, praf o făceam. Făceai pană. Dar nici nu spuneai... Poate le-ai stricat. Dar nici nu spuneau, găseai doar stricat. O stricat și o lăsa margolo, da, ziceam că poate o băi altcineva ce să strică. Știu că aveam bicicletă, ce, aveam pe aia verde a mea și mai era mov. Albastru. Mov era, nu era albastru. Și gen, după ce ai stricat-o pe mea, ai stricat-o și pe cealaltă, înțeles? Și pe la încă alții care îți mai dădeau. Te duceau la Ianca, da? Când am fost adus să luăm zgârși de la de praștie. La Loredan te-ai dus, nu? La Loredan, da. Dar la pește, ui, ce mai mă duceam la pește. Dar și prindeam. Dar tot stau și mă gândesc așa la o chestie dintre aia pe care am făcut-o de aia urâtă, rău de tot. Sunt prea multe. Sunt prea multe care nu pot să le mai aduc aminte. Nu mai vrei să ți le aduci aminte, poate? Hai mă, că nu erau așa, adică cel puțin nu se pare așa grave cât să... Nu mai știi când a plecat el cu Cristina, au plecat ei rebeli așa și la ieșire din... Da, am intrat în ceas cu mașină. Da mă, fraților, aveam o gagică în timpul ăla. Poate să uită așa pe la vlogurile mele, nu știu că n-am mai vorbit de mult cu ea. Dar să știe, am stat câțiva ani buni am stat cu ea. Am stat câți ani am stat? Vreo... 5 ani. Vreo 4-5 ani am stat cu ea. Și... spun chestiile astea pe vlog, probabil o să uite și ea vreodată și se simte ea, știe ea. Da, Cristina, da, poate să fie orice Cristina, da. Nu mai știu, nu mă certam eu cu mama, cu tata, nu mai știu. Erați ce. Rebeli. Eram mai rebeli așa și mi-am enervat, am luat mașina. S-a plecat în lume. Și am plecat în lume, am mers un kilometru și am intrat în șansă la ieșire din comună de aici. Îl sun pe, dacă mă certasem cu tata înainte, îl sun pe tata, vino și ea, mă, că am rămas în șansă.
Rebel rău de tot atât, îți dai seama. Ai fost rebel vreo 10 minute. Vreo 10 minute, da. Băi, a venit și eu. A fost mult, mă, dar uite, vezi că ți-aduce aminte cu plăcere de... Bă, dar chiar știi când și eu am plecat cu mașina, nu mai știu... Am plecat, da, am plecat și tu tot rebel așa. Nu am plecat rebel, nu, că eram cu Iulian, nu puteam să fiu rebelă cu el. Am rămas cu fără baterie, mai știi? A, păi n-a venit eu, nu păi da, a venit fratele meu, că a rămas fără baterie la mașină. Da, asta nu mai știu. Da, te-ai întors, plecase la București. Nu pleca să spre Caracal cu aia de la Drăghicini, la Caracal. Dar nu mai dat de... Dar nu mai știu nici eu cum o cheamă, îți dai seama. A, nimeni nu mai știe. Nici eu nu mai știu. Băi, nu, fraților, dincolo de toate ce vedeți voi, că eu nu mă afișez cu niciuna, să știți că îți bagați voi rău de tot. Și asta aici, este. Ai adus și pe aici, mulțumesc. Dar nici n-am cum să mă afișez. Ce mai vedeți voi, ce mai vedeți pe acolo, dar... Vezi că trebuie să compensez, tu ai fost deja cu multe acasă. Am fost doar cu una. Pentru cine nu știe, nu mă afișez că nu-mi place să mă afișez de când am început cu YouTube-ul și cu canalul și cu... Da, sunt panana mă mare de tot. Da, dacă aștept cu ceva, nu știu. Păi mai mult le știe sori mea, că nu mai țin minte. Dar ce, am rămas prietenă cu multe. Da? Mm-hmm. Cu care ai mai rămas prietenă? Cu Andreea. Cu Andreea, Andreea de la da. Pitești? Da. Se pare super de treabă. Cu Andreea, cu cine? Cu Larisa? Larisa. Cu... De Larisa chiar mi-a plăcut la început. Mă bufăi și pe Larisa. Unele care nu mi-au plăcut de la... Păi nici mie, dar trebuia să fie acolo. Adică gen și eu m-am certat cu ele. Acum o să mă întrebe lumea, bă, Ghiță, dar cu cine semănea mai așa? Sau cu cine semene așa? Nu știu, frate, cu cine semănă, dar... Na, semeni? Nu știu cu cine. Cu cine, dar semeni? Nu știu nici cu cine, dar... Cu mine niciun caz. Cu mama nu. Sunt multe tâmpenii care... Niciun pe caz. Care le-am făcut. Ce mai e? Cu bunicul. Cu tataie? Mă... Cu bunicul. Mi-aduc aminte prima mea băută la 7 ani. Prima ta comă alcoolică. Prima mea comă alcoolică. Ce mă, ăsta e adevărul, ce... Trebuie să spunem oamenilor aici, eu la 9 ani beam o sticlă de Jack. Glumesc, măi. Multe tâmpenii, mă, nu știi că aveam și crescătorie de broaște, de la țestoase, la Bondrea. Da? Na. Chiar o să mă duc o dată să fac un vlog acolo, să arăt unde... A căzut tot. A căzut casa aia. Liniștea, a căzut de deci tot. Noi undeva unde am copilărit eu, e o casă bătrânească undeva pe lângă Caracal, la Bondrea mai exact, comuna Cezien, pe acolo prin zonă. Și dacă am plecat de foarte mulți ani de acolo, casa aia cam căzut. Probabil o să mă duc o dată să filmăm pe acolo. Poate vreodată cine știe, o să facem căsuța aia acolo, nu se știe niciodată. Dar vă zic așa, în mare, acolo am copilărit foarte mulți ani, acolo făceam marea majoritate a drăceilor. Dacă bunica mea și cu mama și cu tataia mi-au făcut cam toate poftele, dai seama, eram cel mai râzghiit, așa să zic, și mama murea de dragă. Poftele drăcești, toate poftele posibile. Te-am bă, și ce? Asta este, îmi făceau toate poftele, le făceai, mama, nu prea, nu că aia nu e bine, aia nu e, nu știu ce, aia nu știu ce. Dar așa sunt bunicii, bunicii tot timpul, vezi, dacă o să-ți aduc vreunul mic, trebuie să-i faci toate poftele, pentru că și mie îmi făceau toate poftele. Mm. Nu? Uite, o să mă vedea din deci, mami, ia zi. Mm-hmm. Cu o jumătate de gură, așa. Așa de completență. Nu că suntem pe vlog aici pe filmare și nu poate să zică că nu, știi, dar după ce închidem îmi spune. Ce am mai făcut, mă? Ce tâmpenii am mai făcut? Mie pe acolo nu știu ce făceai. Deci voi vă dați seama, la mine nu era zi în care să nu facă tot tâmpenii. Mm. Nu... Nu era zi în care să nu se întâmple câte o nenorocire care să nu... Da, era ciudat că plecai de acasă cu telefonul tău și te întorceai cu altul. Da? Nu știu ce combinație, erai antreprenor de mic așa. Am fost antreprenor, vindeam Pokémon. De acolo ți se trage. Vindeam Pokémon.
Mă, dar era nebunie cu Pokémon-ul atunci. Era? Băi, și o grămadă de jocuri, mi-aduc aminte. Da, barbun. Bă, era barbunge. Eu le-am încercat pe toate, mă, toate tâmpenile, dar uite, vezi că nu s-a lupit de mine băutură, droguri și alte tâmpenii pe care le fac mulți în ziua de azi, țigări. Dar azi eu făceam toate prostiile după pământ, eu le făceam, nu. Mai veneam acasă, mai luam și bătaie, dacă mă prindeau alții, mă băteau, mai veneam acasă și spuneau, tata, mai mă bătea și eu, știi, mai de multe ori și mai spuneam. Că așa era la noi. Nu conta că iei bătaie sau... Nu conta că eram vinovat. Mai veneam acasă și mai luam și bătaie. Nu conta că eram nevinovat, nu vinovat. Și de multe ori chiar eram nevinovat și luam și bătaie nevinovat. Dar ce dracu, asta e, mă obișnuit să la un moment dat. Aveai voie să te bați. N-aveam voie să mă bat. Doar să iei. Decât să iau. Și că m-a învățat o vorbă, și că omul e la care ia, nu la care dă. Da, de multe ori am și venit. Am venit, că n-am venit eu atunci, era, s-a apropiat tot așa Crăciunul sau Revelionul, nu mai știu. Revelionul, că te-am machiat eu înainte. Crăciunul, dar merg cu mine la tămâia de Crăciun. Când s-o scos dimineața, era... Eram... Bă, mai știi când ți-ai băgat Adida și în sobă? Păi venisem, eram mut la picioare și i-am băgat în cuptor. I-am băgat în... Bă, chiar în cuptorul ăsta aici i-am băgat, ia asta să vă arăt. Ăsta mai... Altul. Chiar în cuptorul ăsta de aici? E asemănător? Nu ăsta. Da, tot așa era. Tot așa, e asemănător, nu? Și... Și-am băgat în cuptor acolo? În cuptor acolo am băgat Adidas și m-am gândit eu repede, așa că... Dacă îi pun acolo, se usucă mai repede. Aia, și ce ziceți? Eram obosit după drum, după alea. Și... Am uitat de ei. Bă, și ce ziceți? Am băgat mama foc acolo. Și... Nu știu, într-o o jumătate de oră, o oră, au început să iasă fum din cuptor de acolo. Să luăm foc în casă. Dacă eu am uitat atât de așa, vă dați și voi seama cam ce a urmat. Tu dormeai dacă nu aveam ăla detectorul de fum. Da, dacă nu era detector de fum aici să înceapă să urle. Băi, nu ai bă, acelea fum. Dar eu nu simțeam, mă. Eram băgat cu nasul în pături acolo, nu simțeam nimic. Eu afară. Mamă, era afară. Sunt multe, multe nenorociri și multe tâmpenii pe care le-am făcut. Conopidă. Ce-am mai făcut? Nu mai, nu mai mi s-a luat de conopidă, dacă am băgat, cât am băgat la București. Ia mai gândește, ce mai este? Nu l-am găsit pe Naie. Sorul mea caută pisici, pe care cu ce-l doare. Drăguț și e păcut și grasă. Ce-am mai făcut? Ia gândește-te mai bine. Trece aici lângă mine. Ce știu să mă... Deja am zis o grămadă eu. Păi și-o am zis o grămadă. Mami ar trebui să știe. E cam timidă, mamă. Da, mamă e timidă când vede camera aici. Nu zice că vrei să te vezi pe vlog, acum nu mai vrei să te vezi? Sunt obosită, nu am niciun chef. Păi și ce? Când nu erai obosită, aveai? Ce-am mai făcut, mă? Ce-am mai făcut? Ce n-am mai făcut? Zi, mami! Nu știu, cu Tantifonica nu ai făcut nimic? Cu Tantifonica? Nu cred că am făcut nimic cu Tantifonica, a? Nu cred. Tantifonica era o vecină unde stau lângă bloc, acolo, peste lângă noi, peste drum. Dar Fănica nu i-am făcut nimic. Greuceanu ce mai face? Mai... Dar chiar mai trăiește? Da, dar nu mai ieșea și nu mai poate să ieși. Nu ieșea nici atunci, e ok. Cum nu ieșea? Nu era numai pe stradă, era. Niciodată nu-l vedea acasă. Era la bar. Era numai la bar. Nu la bar, la bar. Dar nu, el avea o chestie foarte interesantă. Era ori la bar, ori la bibliotecă, știi, că le își lua cărți. Eu mereu, cum mă duceam la ei, citeam din cărțile. Citea Greuceanu, mă? Da, citea foarte mult. Și eu mi-aduc aminte de el decât beat. Păi și el tot așa și amintește de el. Da, mă, când mă aud de cărți de alea. Nu, serios, se ducea, dar nu se alternau barul cu biblioteca. Da? Da. Chiar nu. Era foarte citit. Chiar nu știu, da? Da. Și ce cite? Povești. Beletristică. Eu nu știu. Mai citea și cărți.
peste în astea istorice, să știi că am avea, nu știu, într-un timp am vrut să avea război și pace. Hai că am rămas și fără spațiu pe cameră. Asta este, da, fraților. Asta e o mică poveste așa din întâmplările pe care le-am făcut, dar cu siguranță o să stau cu surul meu altă dată aici și o să le notăm pe ceva și o să stăm mai mult de vorbă așa. Asta dacă vă plac poveștile de genul și toate drăzile pe care le-am făcut odată. Cam atât, zic, e mai mult decât suficient. Mulți probabil o să se regăsească prin toate întâmplările pe care le-am zis aici. Cam atât cu vlogul de la tăierea porcului de aici din Oltenia. Mami, salută oamenii aici. Păi dar nu te vezi, că e ușa închisă. Da, fraților, dacă v-a plăcut vlogul de azi, nu uitați să dați voi aici un like, un comentariu. Dacă vreți să intrați și la Surmea, are și Surmea un canal acolo, dacă vreți să dați și ei un subscribe, cum este canalul? Marina Adriana Ghiță. Marina Adriana Ghiță, căutați acolo. Uite, o să vă las un link aici în comentarii sau o să-i pun la descriere un link acolo. Dați-i și ei un... Mulțumesc anticipat. Dați-i și ei acolo un subscribe, intrați și vedeți despre ce este vorba. Poate găsiți chestii care chiar sunt interesante. Bine, eu zic că sunt interesante și o să vă placă. Noi vă pupăm de aici din Oltenia și promit că o să revenim cu alte povești de aici. Vă pupăm, la revedere! Cheers. Pa!